Ionel Ciunt vine cu planuri concrete și proiecte de transformare a municipiului Zalău. Edilul Zalăului și-a oprit atenția asupra unor zone cu probleme din oraș, unde necesitatea unor investiții a devenit iminentă. Printre altele, primarul Ciunt și-a îndreptat atenția spre noul parc industrial, o idee mai veche ce are ca principal scop atragerea investitorilor străini și revigorarea industriei din municipiu. Cinematograful Scala este un alt obiectiv pe care primarul Ciunt îl are în vizor și pe care îl va dezbate cu oficialii bucureșteni cu prima ocazie când va ajunge în capitală. De asemenea, stadionul va intra într-un proces de reabilitare, iar accesul cetățenilor pe acesta va fi prelungit până la ora 24. Mai preconizează construirea unui nou stadion în zona dealul Murii. Se vor crea noi spații de joacă pentru copii, se vrea asfaltarea unor drumuri și redresarea platoului de marmură din fața prefecturii. Avem un proiect de reparații curente pe platou de marmură. Nu-mi place deloc cum arată acum, că nu arată bine, nu e un moft al meu sau al nostru, dar câteva reparații curente, câte se pot face acolo, am făcut un deviz de lucrări și o să vin în fața Consiliului Local cu un proiect de hotărâre, nu știu suma cât e suma. Suma e undeva la 120.000 de lei. Primarul Zalăului, Ionel Ciunt, a mai menționat de contractul cu societatea care gestionează serviciul public de salubrizare din municipiu și a mai adăugat că nu acceptă măririle de tarif pentru populație. Eu nu vreau să punem niciun bir în plus pe capul cetățenilor din municipiu. Avem un contract cu AVE în acest moment. Printre alte obiective ale administrației locale se numără și construcția unei creșe și a unei grădinițe noi, înființarea a 6 noi locuri de joacă, schimbări majore în planurile de activități ale societăților din subordinea primăriei, parcări, spații verzi și multe altele.